Auziți? Aud, dar probabil conexiunea e proastă și de asta nu vă văd. Toată lumea acum cu felicitări, cu totalurile anului. Am înțeles că ați votat bugetul în Consiliul Local. Da, am avut ședințe, consultările publice și ședințele în comisii. A, Of, deci încă doamne, n-a fost da. ședință de plen Nu, de nu, nu. Consiliu și... Luni la ora 2 avem ședința Consiliului propriu-zisă. Și mă uit eu acum aia în hârtie. În anul trecut am avut de la Burlacov, în salul din Cahul. În anul trecut am avut pentru bugetul primăriei 5 milioane și 200 ceva, da, așa din cât eu mi-amintesc. Anul acesta nou ni se oferă 5.422.000 un leu. Și chiar acum mă întrebam eu cu cineva, chiar și reparația asta care e la noi, vaia de curigul ei în primărie, v-am trimis eu dumneavoastră sau să vă trimit niște imagini, cu mare greu pretins să fi finisat. Am depistat că nu sunt aplicate plăcile și ele, că e scris acolo că sunt plăci de ceramică, de granit, ceramică de granit, unde le-am pus eu. E, în fine, astea nu sunt, pentru că eu cred că aici tot am să începe așa placarea treptelor, plăci de granit ceramic. Așa În scrie în proiectul de buget pe anul viitor sau pe anul Nu. curent. Nu, de buget. Eu vorbeam despre reparația primăriei care s-au spălat niște bănișori. Și asta Mă dau era până... în bugetul pe anul ăsta, probabil. Reparația Da. asta ați votat-o anul trecut. Da, adică au fost în ședința Consiliului, au fost undeva în luna iunie, parcă așa au intervenit primarul cu cerința asta și atunci eu când am fost împotrivă să facem reparații în primărie, am zis că haideți din tăi să vedem ce este primul, primordial, este important, sonda care nu funcționează, să vedem ce este cu sonda și după aceea măcar faceți mănăstirii din primărie. E, în fine, deci ni s-a reproșat și am mers mai departe dar am văzut abateri și eu cred că am să solicit un audit. Și-l voi solicita, știi. Apropo, vorbim despre bugetul de anul curent, pentru anul 2022. Iarăși, eu n-am auzit nimeni, apropo, dar nimeni n-am auzit din consilieri să zică, mai de ce facem noi cu sonda, că nu este apă pe strada centrală. Apropo, a apărut acum o problemă gravă, că știți, îmi spune cineva, dar mai tășesc din gură să n-au doamna Tamara, că și ei începe a suna. Dar În am sensul că înțeles că a școala... fost o ședință, o consultație publică a primarului cu consilierii, dar pe dumneavoastră nu v-au chemat acolo și de asta n-ați auzit. Că am văzut video acela când era ușa închisă la biroul primarului. Da, asta De a altfel, fost la... e chiar popular clip acela, are deja vreo mii de afișeri pe YouTube numai. Serios, dar eu nici nu l-am văzut când am eu când, pentru că acolo Lelica Ileana, ea a intrat și un cuietușa și primarul îmi spune că el nu vrea să mă primească. Și chiar ieri ca să votăm mărirea salariului, nu, adică un fel de spor la leafa primarului și a secretarului, în dependență de câte procente, nu mai mult de 50%, unde eu iarăși am fost împotriv, pentru că am fost de atâtea ori neplăcut acolo, neinvitată, în sensul, plus la aceasta sala de ședință unde eu am solicitat ca să merg cu cetățenii, să discutăm, să ne expun o problemă, pentru că era frig. Iarăși, la fel, ușa încuiată, persoanele care au muncit acolo, care au efectuat lucrările, ei posibil, dar bine, nu m-am dus eu să le strâng lor paturile, în fine. Ei, Dumnezeu cu deși. Apropo, era sala cea micuță care au făcut-o ei acum ca arhivă. Acolo puteți să le dea lor spațiu ca să se odihnească. Este tot încălzit. Eu nu mai vreau pur și simplu să mă aprofundez dar vă zic, a apărut problema în școală la noi, dacă școala încă e săraca școală și săraca cazangerie, de când noi încă învățam și era cu cazane din astea Sobe era pe timpul nostru. e Sau și pe cu timpul sobi, dar sovietic. erau încoace au apărut cazane și vă dați seama. Școala, deci nu este căldură în școală, orele s-au micșorat,
Părinții sunt revoltați, vin câte puțin la școală, pentru că fiecare părinte se străduie să mențină sănătatea copilului, să-l îmbracă. Dar ce copil poate să meargă la ore, să stea el îmbobolit micuțul, nici tu scrii mânuțele de la cot, îi dor, ia în scrii tu să lucrezi cu îmbrăcat în cotoșmănat. Și deci nu s-a pus măcar nici nu s-a mai... Eu când am zis că dar să dăm bani la școală, așa de mulți, n-aș vrea să numesc cine, că era acolo lângă Elinica Ileana, era încă acolo sora medicală, care ele sunt încă din grupul comuniștilor mai de mult. Și deci iarăși s-a reproșat așa, că adică sunt prea mulți bani, zic, nu sunt prea mulți. Primarul însăși solicită ca să-i fie aprobat 15.000 de kilometri tot anul. Mă, dar cât îi până la Cahul ăsta? 15.000 de kilometri? Da, câte o mie de kilometri pe lună. Oho. Atâta Ai... benzină să-i se deconteze, sau na, carburant, combustibil. Păi, așa e Oho. benzină, pentru că până la Cahul sunt 30 de kilometri. Apropo, și eu zic, dar de ce așa de mult? E cam o lecuță că m-a luat în răspăr, că el dacă îmi făcea așa, făcea așa. În fine, zic, lumea face seminare, fac Zoom, Zem, geți, diferite aplicații. La și trebuie el să plimbe atâta mult prin calcul să consumi benzina primăriei. Și asta am remarcat. Am remarcat faptul că la grădiniță, dacă la bugetul primăriei, iarăși bugetul grădiniței ceva se aprobă, tot prin decizia consiliului, consilierilor. Atunci când și ieri era și guralia Zina Manole, ea este guralie, pentru că dacă nu ar fi guralie, de mult ar fi stopat-o pe Dermengigalea, care Nu părăsește cred că vă Samovolii. întrece cineva în satul acela. Pe mine? Da, nu pe dumneavoastră vă acuză că ar fi cea mai guralivă. Am Ei, înțeles că și la nu. miliție v-au chemat ieri, oricând. Azi e ziua poliției, dar v-au chemat ieri la comisariat. Da, eu am avut invitații, nu m-au chemat. Am Apoi avut așa se invitații. cheamă, când te cheamă la poliție, invitație, o citație, oricum se cheamă. Da, nu, invitație, am avut invitație oficială, a fost la serbarea zilei polițistului, printre altele și mi-a oferit cuvânt și diplomă mi-a oferit, zic, dar eu plângerea nu o retrag. Ei, fine, Da, sunt în... v-au mai dat și în alți ani diplome poliția, nu? Da. Pentru că vă ziceam că sunt, eu am văzut și colaboratori destoinici, ca în fiecare domeniu, sunt și mai și mai. Adică ce v-a plăcut a fost reprezentantul guvernului în teritoriu, domnul Șefcencu, dacă nu greșesc, de la Cancelarea de Stat, un domn destul de Ei, nu competent. contează, sărbează, amudeamui luna sărbătorilor, până după anul nou, o să tot fie sărbători, pe sărbători, și ei și mai Da, da, devreme. da. Deci, iată, dar eu am, ca să vă zic de ce eu așa de tare m-am indignat, că, iată, nici cum nu i-am auzit nici pe un consilier să ia atitudine, că vă spuneam dumneavoastră că în biblioteca publică nu se încălzește încăperea, nu se încălzește, copiii acolo iarăși nu pot merge. De ce chiar nu iau atitudine așa? Și vă zic, cu replici, până la urmă, Dar așa e Lelica în Ileana, democrație, cu pluralism de opinii, cu pluripartitism, cu concurență vreau de să idei. zic că despre diploma aceasta care mi-a fost înmânată de la inspectorul de poliție Cahul, Lelica Ileana a spus că să mă duc cu ea la blocul sanitar. M-am uitat și eu așa la dânsa, Cam așa, groasă dar cu ce pentru am așa plecat? ceva. Ce? E cam groasă diploma pentru a te șterge cu ea la blocul sanitar. Ea s-a exprimat și chiar grosolan, dar mă rog, este de pe limba ei Deci aspra. o să aibă Și deci majoritate luni la ședință, o să voteze bugetul așa cum îl vor, cum îl vrea primarul. O să aibă roade într-o întâlnirea lor de taină cu ușile închise. Nu știu. posibil să aibă, pentru că eu, deci eu ce am, eu am fost împotrivă că la este 15.000 de kilometri. Cam mult. Sigur că e mult, pentru că totul se face, adică totul se desfășoară mai mult online. Și încă ce am mai depistat eu, că ei merg, angajații primăriei, merg la Cahul, la oraș cu dumnealui cu mașina, dar totodată și mai iau încă și foi de deplasare. Dați seama,
iar să-i furt de bani. Faptul că respectiva doamnă de la grădiniță pleacă să mă volnic când vrea și ce vrea și șefa grădiniței îi pune zilele și îi scrie în locul ei cererile. Dacă eu vă spun că chiar nu m-am așteptat la așa o atitudine. Asta e treaba. Să vedem luni ce o fi, dar din cât eu am fost împotrivă, doar una și cei au votat așa cam în batjocură, cum atunci, deci, la sfatul cel de taină sau la cină, dar nu cină, sunt cum să-i zic eu, sfat în taină, Era sfat în taină. seara, dar era ore de lucru, încă ați spus, nu? Da, era ore de lucru, era zi de joi și la noi joi vine medicul și întâmplător, eu am mers la medic ca să eram înscrisă la medic și alegătorii chiar care intrau acolo îmi spuneau, da, și mă, ta, nu ești la ședință, care ședință, parcă nu știam, nu eram citată. Vine altcineva, îmi spune, da, la primărie acolo v-a chemat, n-am cum m-a chemat. Deci, într-adevăr, m-am dus eu, poate m-a chemat, nu, dar vedeam că plecase sora medicală, două surori medicale, una din satul vechi și una din asta, plecase ambele, sunau, da, bine, să sună, să Dar sună. ele sunt consilieri? Da, Dar bine, asta care vă nu. abordase pe coridor acolo și vă zicea, hai intrați, hai Ia. intrați. E una dintre Ia, surorile da. medicale, consilieră și ea, da? Da, ea e. Na, dar dumneavoastră ce acolo nu vezi că ea din tăi mă acuză că eu și îndă peste telefon, ea mă acuză că eu pândesc pe dânsa urmăresc. Apropo, ea este dintr-un sat cu respectiva doamnă de la grădiniță. În fine, ea a făcut așa un fel de truc, un fel de ceva, ceva. Dar, mă rog, nu m-am dat eu la provocarea lor. Și până la urmă ei totuși au avut desfășurat sfatul tainic. Și printre altele am înțeles că ei au pus la cale cum să mă excludă pe mine din lista consilierilor, ceea ce Cum? este Ilegală, că inadmisibil. n-au cum să vă scoată, E da. desigur, Am dar mie înțeles că și pe cetățenii. la Iedineț sau, da, unde, încercau să-l scoată din sat pe Nicolae Petrovici. E total ilegal, poate să discute orice, dar nu poate să decidă așa ceva, că e penal. Dar la ședința asta e Da. ciudat, că unii consilieri vă cheamă, hai veniți să discutăm, dar primarul vă dă afară, după aceea altul vă împinge încolo și n-ați mai vrut să intrați Da, pentru că chiar e așa dezonorat s-au comportat ei. Ei era așa, parcă mai molcuți, mai domol, sau pentru că aveau acolo în față diplomașii de la poliție, dar apropo, domnii de la poliție adică m-au anunțat că ei vor fi prezenți la ședința propriu-zisă, pentru că ei deleghează angajați, colaboratorii ai poliției, că mai pot veni cetățeni, mai pot înainta cereri, ei cumva se asigură. Așa că vedem ce va fi, dar Deci de 5 milioane. 5 milioane jumate are buget primărie, probabil foarte puțin, vreo 10% strânși impozite de la agenții economici și de la proprietari de imobile și terenuri. Restul probabil subvenții de la stat. Nu e așa că e necesară o reformă administrativă și astfel de primării foarte puține. Câți alegători aveți în sat? Iată, mă Ar trebui scuzați că vă răspund. comasate cu alte primării mai mari. Să facă economie la buget. Că numai jumătate din banii ăștia se duc pe aparat, sau un sfert, o treime, se duc pe Da. întreținerea aparatului primăriei, altă Da. jumătate pe educație, învățământ. Da, vedeți că la școală nimic nu. La Da, școală nimic, dar nici capăt de. da, plătesc salariile învățătorilor și încălzirea și Nu, tot așa. școala e la autogestiune, nu. Salariile. Deci eu m-am gândit Cum să fie măcar cumva să autogestiune dacă dăm. e școală de stat? V-ați Ei uitat nu se atent în plătesc. buget? V-ați uitat atent în buget? Eu nu cred că nu există bani pentru grădiniță și pentru școală în buget. Acolo grosul banilor se duc. Pentru grădiniță, da, dar pentru școală nu, pentru că eu știu că școala este autogestiune. Eu cu domnul director vorbesc. Eu de asta știu. Cum da Nu. Nu. autogestiune? Și învățătorii din și eu salariu? De unde eu salariu? Plătește vreun Statul. părinte la școală ce e Nu. obligatorie? Statul alocă o Alocă sumă cele oarecare. 4 milioane care le dă primăriei pentru așa Dar ceva. Nu știu, să vă uitați atent pe buget. Acolo este pentru Nu vreau educație, eu să să mă vedeți. cont. Nu vreau eu să par sau să mă contrez cu dumneavoastră, dar din câte eu știu, așa e, pentru că
Școala are contabilul său înainte, când vremuri când lucram eu încă, atunci noi primeam leafa de la primărie, că aveam, era contabil, dar acum școala are contabilul său. Ok, o să vă Și, lămuriți. și da, iată așa și mai văd eu aici aparatul, grădiniță, salariu pentru grădiniței. 16.170. 16.000 de mii, deci 1.600.000. Da, 1.600.000, stați că noi, da. 1.600.000 pentru grădiniță. Iată aici, așa, vedeți? Sunt vreo Aici e 5 unde... angajate, probabil. Directoare, vreo 3 educatoare și vreo 2 Nu, persoane eu, apropo, auxiliare. eu, Doamne ferește, eu nu am, apropo, nu, nici nu știu câți educatoare, nici nu știu câte educatoare sunt, dar educatoarele La noastre sunt 2 ani de responsabile. mandat, nu știți câți angajați are grădinița, primăria? Pentru că vine și arăt. Nu m-am interesat, eu ce am mai solicitat Vă referitor la... interesează numai câți kilometri face mașina primăriei? Bine, Da, dar doamnă. vedeți că eu am aflat că aici mai sunt și alte mișmașuri la grădiniță și Păi, Zina Manole împreună cu cum o să aflați primarul. dacă nu vă interesați de câți angajați are și tot așa? Sau vă interesează Bine. numai spălătoria sau dirmenjii și atât? Dar eu văd, pentru că ea doar încalcă, educatoarele absolut niciodată, eu nu, tot timpul ele pleacă la 7 și 20, deja ele merg spre grădiniță, pentru că eu perioada am făcut tratament și am avut chiar un tratament chiar mai dimineață. Eu le-am văzut, ele absolut tot timpul ele pleacă, poate plece acasă cu un copilaș care nu a reușit părintele să meargă. Nu, eu nu am, apropo, absolut nimic împotriva educatoarelor. Nu Oricum, un știu. control e necesar oriunde, că nu știi unde zace evaziunea, Dar eu deturnarea văd, fondurilor publice. eu văd aici, pentru că doamna contabil, fosta doamnă contabil, care ea spune că eu am alungat-o, nu, printre alte de ea îmi spune, dar numai eu cât te știu, posibil s-o fi genat și nu a dorit ca să spună, să descopere, dar eu văd că este un ceva, un, cum spui mă ta, eu văd că este un ceva, un ștotoc gheto, cum zice rusul. Iată așa. Bun, hai că mă sună și alții, vor tot așa cu jalbe și cu mărturii, așa că ținem Sănătate. legătura, mai vorbim, monitorizați, poate Sănătate și după numai bine. ședința de luni mai povestiți. Sănătate. La revedere!